Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt aici împreună cu Eugen Toma, cu domnul Șalaru, să anunțăm oficial candidatul Partidului Unității Naționale pentru alegerile locale, pentru funcția de primar. De bună seamă, știți deja, dar o facem oficial astăzi, domnul Sergiu Burlacu va fi candidatul nostru în această competiție. Sigur, suntem un partid foarte tânăr, abia înființat, încă nu avem structurile vechilor partide, dar avem entuziasmul unionistului, care trebuie să fie un element de mobilizare în campania noastră. Sergiu Burlacu este un candidat tânăr, un candidat care n-a fost implicat în jocurile politice nici de la Chișinău, nici de la Bălți. Un om care la 27 de ani a reușit pe cont propriu în sectorul privat și un om care poate garanta o guvernare curată a Bălților. Este, după părerea mea, și semnalul schimbării. După cum ați văzut, la Chișinău avem de asemenea un candidat foarte tânăr, pe Constantin Codreanu. Aici avem un candidat foarte tânăr, de asemenea, pe Sergiu Burlacu. Și am vrea să fie și semnalul că a venit timpul unei alte generații în politică. Și de ce nu a generației unioniștilor? Poate nu place la toată lumea, dar curentul favorabil unirii a pornit și eu sunt convins că va fi cel care va da soluția pentru Republica Moldova. Atât soluția legată de securitatea populației din Republica Moldova, de securitatea românilor din Republica Moldova, cât și perspectiva unui trai mai bun. Nu spune nimeni prosperitate, dar trai mai bun categoric da, prin unire. Eu aș face o observație aici la Bălți. Dincolo de minciuna celor care îi amăgesc pe cetățenii Republicii Moldova că va fi cândva o Uniune Europeană în care să fie și Republica Moldova, este o minciună. Am fost 10 ani membru în Consiliul European și știu foarte bine că aici este frontiera Uniunii Europene, pe Prut. De asemenea, i-aș contrazice și pe cei care spun că Rusia este cel mai mare dușman al Unirii. Este o altă minciună. Cei mai mari dușmani ai Unirii sunt politicienii din Republica Moldova și nu Moscova. Ca un semnal de respect pentru ceea ce noi propunem cetățenilor Republicii Moldova ca evoluție, adică unirea cu România, vă propunem astăzi un candidat tânăr, unionist, pe Sergiu Burlacu, un om care cu certitudine va administra orașul Bălți cu respect și pentru cetățeni, cu respect și pentru istoria orașului, cu respect și pentru viitorul orașului. Nu este momentul meu, este momentul lui Sergiu Burlacu, așa că o să-l invit să vă spună câteva cuvinte despre intențiile pe care le are ca primar de Bălți, dacă va fi ales. Repet, noi avem conștiința împăcată că am făcut o ofertă
corectă cetățenilor din Balți. Vă mulțumesc mult! Sergio, te rog! Succes! Mulțumesc!